Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc că sunteți cu noi aici pe Frecvența Veștilor Bune la Radio Vocea Evangheliei București Astăzi aducem în atenția dumneavoastră o temă frumoasă, o temă care ar trebui să ne alarmeze, mi-am propus să discutăm despre cultura rebutului. Trăim într-o societate de consum, unde totul se folosește, și atunci când nu mai este acel bun utilizabil, se aruncă la coșul de gunoi. Și aș vrea să vedem până unde are implicații această cultură pentru tema noastră de astăzi și pentru acest subiect pe care l-am pregătit. Mă bucur să îl avem din nou cu noi pe Mihail Ciopașiu, director la Fundația Providența din București, proiectul RUT și profesor la Universitatea din București. Bun revenit! Ne bucurăm că ești cu noi! Vă mulțumesc pentru invitație! Este o bucurie să fiu din nou cu dumneavoastră să discutăm acest subiect. Și pentru noi și cred că și pentru telespectatori împărtășim această bucurie. Așadar, o temă care mai puțin dezbătută în spațiu public, dar e o realitate și aici în formatul acesta încercăm să aducem în prim plan teme din actualitatea curentă, din societatea noastră, să le abordăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, vedem ce implicații are în viața noastră de credință, în viața spirituală, relația noastră cu Dumnezeu, și uh, observăm această tendință în societatea noastră și, în general, în societățile dezvoltate, că tot ceea ce nu mai este uh, bun, utilizabil și folositor uh, nu se mai repar așa cum odată bunicii, părinții noștri, aveau obiceiul ca atunci când un uh, electrocasnic sau un uh, anume lucru din gospodărie se strica, se încerca să repara. Astăzi aruncăm și cumpărăm al lucru nou. Dar pentru început aș vrea un pic să intrăm în istorie și să vedem dacă această meteahnă sau, nu știu, acest obicei rău exista, dacă în timpurile antice avem anumite evidențe despre astfel de lucruri astfel de obiceiuri, astfel de comportamente. În primul rând, vreau să apreciez din capul locului subiectul foarte interesant și care este foarte relevant pentru vremurile noastre. Chiar stăteam și mă gândeam că noi, ca și generație, suntem foarte diferiți de ce au trăit părinții și mai ales bunicii noștri, care mâncau din de lut, beau apă din ulcioare, noi acum avem o sticlă de apă plată la 0,5. Totul a devenit, suntem foarte axați pe consumerism și nu ne gândim nici la ce se întâmplă cu rebuturile acestea despre care amintiți, văzând imaginile și despre impactul negativ pe care îl are plasticul, spre exemplu, în oceane și uh, în păduri și când mergem la un picnic și găsim acest lucru aruncat, ne dăm seama că, într-un fel, suntem puțin deformați cu privire la utilitarianismul de care dăm dovadă. Adică folosim ceva și foarte repede lăsăm în urmă ceea ce nu mai este folositor. Că toate este chiar și o să, și este întotdeauna lipsit de caracter să lași, dacă ai fost la un picnic, nu, o sticlă de, de 0,5, de ce băutură ar fi ea. Așadar, apropo de subiectul pe care l abordați și de întrebarea legată de antichitate, atunci, situația era nu doar asupra lucrurilor materiale, ci, ca și astăzi, o regăsim în forme relaționale și în a privi. Poate e mult spus să spunem că persoane sau indivizi sau ființe umane au fost privite ca rebuturi, dar lucrul acesta s-a reflectat în practică atunci și, din păcate, se regăsește și astăzi în societatea în care noi trăim. Spre exemplu, doar dacă amintim, în Antichitate, situația copilor nou născuți care, dacă aveau dizabilități, erau unecați, erau lăsați duși la ghenă, lăsați la fiare sălbatice. Și aici au intervenit creștinii, îi preluau în Imperiul Roman, îi creșteau, îi adoptau. Exact. În mare parte, Biserica și, putem spune, chiar Poporul Dumnezeu, în, în perioada vechi testamentară, a, a avut o altă abordare prin a recupera. Și această atitudine de recuperare practic este învățată de la Dumnezeu, care prin Domnul Iisus Hristos, El nu ne-a tratat ca niște rebuturi. Noi am păcătuit, ne-am răzvrătit și eram considerați vrăjmași, ne așteptam în ea lui Dumnezeu, deci din perspectiva aceasta puteam fi lăsați în urmă. Dacă am putea spune că rebutul este ceea ce lași în urmă. Însă Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și a venit tocmai ca să recupereze pe cei care au pierduți. De aceea, chiar mă uitam și în Asia, și nu a fost doar în Antichitate, s-a regăsit chiar și în perioade mai apropiate de noi, ca istorie: când, în mod special, fetele erau, nu erau lăsate să trăiască din cauza faptului că pentru ele trebuia plătită sau asigurată o zestre semnificativă la vârsta căsătoriei. Lucrul acesta îl regăsim și în Grecia, îl regăsim și în, în țările din Asia, îl regăsim și în Roma. Dar, din păcate, găsim și în vremurile noastre diferite categorii, am putea să le spunem defavorizate, marginalizate, care experimentează astfel de lucruri. Spre exemplu, doar dacă ne uităm, suntem nu departe aici de zona Gării de Nord, unde încă mai avem persoane fără adăpost în parcul din fața Gării. Ne aducem aminte de copii care au trăit în orfelinate sau în canale, mai ales în în anii de după Revoluție. Și... orfelinatele ale groazei, nu exact. de mass media. Da, care ne-au făcut o reclamă cât se poate de negativă în anii 89, 90, 91. De fapt, după Revoluție, descoperindu-se, acei copii, într-adevăr, au fost tratați ca niște rebuturi, pentru că familia nu i-a dorit, i-a abandonat, Abandonul a fost și în alte situații. Chiar am descoperit recent pe Facebook un grup de copii care au fost abandonați de părinți au fost adoptați de străini și acum încercau să se regăsească familiile. Și țin minte că am găsit o, o doamnă care era născută în același an cu mine și acum era căsătorită, avea copii și povestea că a fost abandonată în zona Pieții Miniș, la o scară de bloc. Se practica lucrul acesta pentru copiii care nu erau avortați. Este aici o altă formă de rebut la care aș putea spune că este marele păcat al României. Statisticile spun că între 58 și 2017, când e ultima, ultimul studiu, peste 22 de milioane de copii au fost avortați. În România. Mai mult, dacă că noi suntem vreo 19. Deci, acum, tot ceea ce plângem noi, pentru că, vedeți, plângem că nu mai avem forță de muncă, nu avem natalitate, practic nu sunt doar ei, ci sunt și generațiile care au venit după ei. Și atunci, ceea ce regăsim în Antichitate, din păcate, se regăsește și în culturile contemporane. Chiar și anul trecut, dacă ne uităm pe statistici, avortul încă este, noi suntem de două ori media Europei. La o mie de copii născuți, media avortului. Deci, încă păcatul acesta domină și se consideră rebut un copilaj care a apărut dintr-o neatenție sau nedorit, sau dintr-o relație care nu este formalizată printr-o căsătorie. Și, din păcate, societatea a tratat nou-născuții sau pe copii încă nenăscuți, dar care totuși au viață și sunt creațiile lui Dumnezeu și poartă chipul și imaginea lui Dumnezeu, au fost omorâți. De asemenea, găsim acest lucru și către persoanele cu dizabilități, dizabilități fizice, poate chiar și cu probleme psihice. Și au fost cazuri și aici când s-au descoperit medii Total neadecvate și nepotrivite în care au fost ținuți. Găsim același lucru și cu persoanele vârznice, azilele groazei care au fost investigate la sfârșitul anului trecut, apoi chiar și eutanasia. Și a, a, acceptarea eutanasiei este tot o formă de a privi omul ca un rebut, pentru că el nu mai poate să-ți producă nimic, ori e bolnav, ori este prea în vârstă, dar atunci este eficient din perspectiva unui stat capitalist să nu mai plătească pensii și beneficii unei persoane care nu mai poate produce. Și acesta este un mod uh, inadecvat și total nepotrivit de a privi societatea în care trăim. Și aș mai da încă un exemplu contemporan. Am fost uimit la o întâlnire la care am participat legat de traficul de ființe umane în Europa. Era o organizație creștină internațională și spuneau că într-o într țară din Uniunea Europeană Um, erau misionari din Brazilia care se duceau și încercau să răscumpere. Hai să spun ceea ce traficanții considerau rebuturi, adică femei care nu mai puteau practica lucrurile acestea, multe forțate și sclave din punctul ăsta de vedere, și spuneau cum cu 500-600 de euro negociau să le cumpere, că practic murau de bol, de lipsă de îngrijire, de traumele prin care au trecut, și ei le trimeteau și creaseră, creaseră o rețea de integrarea lor prin biserici, unde le cazau și făceau Frumos. consiliere. Deci, vedem din nou biserica apropiindu-se și luptând împotriva unei culturi a rebutului. Ceea ce este un lucru extrem de frumos și este urmarea modelului lui Dumnezeu. Da, într-adevăr, îți mulțumesc că ai făcut așa o privire de ansamblu și ne-ai ajutat un pic să, ne uităm atât în trecut cât și în realitatea curentă apropiată de noi, chiar realitatea pe care o trăim noi în zilele de astăzi. Lucrurile sunt destul de profunde și, evident, că. Dacă ne uităm pe statistici, lucrurile nu arată deloc bine pentru noi ca țară și, în general, și în Europa, vedem faptul că populația este îmbătrânită și acolo, chiar și la noi, de altfel, piața muncii un pic se reorientează și pentru cei care sunt de o anumită vârstă, acolo e o formă de marginalizare, nu se mai găsesc locuri de muncă. Tot așa, o cultură a rebutului pe piața, de, piața muncii. Ești bun atât cât uh, ai ce să oferi statului, să produci să, pentru o economie, atunci cât uh, încă ești în putere. Când uh, te-ai epuizat, când ai îmbătrânit, uh, nu mai avem nevoie de tine. Lucrurile sunt crunte și societatea asta de consum uh, a deformat foarte mult uh, realitatea și valoarea omului în sine. Valoare pe care Dumnezeu a dat-o și așa cum spuneai, biserica are altă chemare și noi creștinii suntem oameni pe care Dumnezeu ne-a regenerat, ne-a valorificat, a pus valoare în noi și nu că am fi avut vreun merit, așa cum spuneai, fiind păcătoși și fiind în morți în păcate, Dumnezeu prin Hristos ne-a... Răscumpărat și ne-a uh, cumpărat din nou pentru el. Aș vrea să uh, continuăm un pic discuția, un pic pe zona aceasta: cât de mult ne influențează această cultură pe noi, oamenii, și, în special, pe noi creștinii, pentru că, și aș insista aici, pentru că parcă simt eu că ne virusează și pe noi. Sunt acele clipuri, imagini, vedem oameni care, știu, sunt căzuți pe stradă și ceilalți trec cu indiferență, nu ne mai sensibilizează marginalizarea, discriminarea și tot ceea ce este rebut nu mai prezintă un interes pentru noi. Și parcă un pic pierdem din chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și vom discuta și în partea a doua emisiunii despre ce avem noi de făcut, de a arăta dragostea lui Hristos, dar suntem noi afectați într-o mică, mare măsură de aceste realități? Da, revenind la ideea aceasta cu plasticul, care este utilizat și foarte repede scăpăm de el și mă, chiar mă bucur foarte mult că a apărut legea asta cu reciclarea, așa, ca o paranteză, pentru că trebuie ca societate să fim educați și pe partea aceasta, pentru că avem o responsabilitate și față de creația lui Dumnezeu, care este și natura, dar și, că, bineînțeles, în mod special față de oameni. Corect. Însă, eu ce cred că se întâmplă în momentul în care, vedeți, putem corela mentalitatea aceasta consumeristă cu, și o formă de exploatare, a naturii, a lucrurilor, a, chiar și a oamenilor, noi nu mai suntem obișnuiți să refolosim lucrurile și imediat le considerăm ca rebuturi. Și cred că la un moment dat ne afectează și relațional. Spre exemplu, uitați-vă că și ajung, din păcate, avem atâtea divorțuri în societatea românească, în care soțul și soția, după o perioadă de ani petrecuți și cu copii împreună, ajung din cauza unor înțelegeri, probleme, vari probleme, dar în fine, nu se pot trece peste ele sau nu se dorește să considere partenerul de viață ca un rebut, adică ceva de care trebuie să te descotorosești printr-un divorț și apoi să încerci să refaci viața nemai dând șansă celui care poate chiar a greșit. Și poate pe bună dreptate ești, te simți lezat sau ai fost nedreptățit sau ți s-a comis o nedreptate sau ai fost tratat cum nu, nu era normal. Însă, vedeți, divorțul în sine, în cazurile acestea, este o formă de a trata relația ca ceva care poate fi aruncat. Și atunci, cred că și în relații apare lucrul acesta, unde este neiertare. De asemenea, se consideră poate o relație de ani de zile cu cineva, unde nu este iertare. Din nou, acolo poate să fie ideea aceasta a rebutului. Vedeți, vorbeam și mai devreme despre faptul că acum și producția obiectelor pe care le folosim de multe ori nu mai poți să le repari. Cine mai stă să se coasă un petic la o haină, să schimbe nasturi, să... făcute de unică folosind. Da, și chiar și electrocaznice. Adică prefer un prăjitor de pâine decât să-i stai să schimbi o rezistență. Luăm și... Am ajuns ca în vest. Ce ne miram în vest când, da, acum 30 de ani că aruncau străinii la ușă, Acum se întâmplă și la noi. Vedeți, e o idee în care obiectele sunt folosite pentru o perioadă de timp și apoi nu mai e nimic bun în ele. Deși lucrul ăsta nu este normal. Și asta se transferă și în partea umană, ca și cum Categoric. omul, când nu mai e nimic bun de folosit, de uh, utilizat, scăpăm repede de el. Exact. Și uh, vedeți, lucrul acesta este și legat de modul în care tratăm chiar și uh, ce este în jurul nostru, natura. Animalele. Animalele, exact. Uh, tratăm totul pentru bunul confort al nostru, pentru plăcerile noastre și scopul primar este al nostru și o formă de egoism. Că de aici apare rebutul. Rebutul apare atunci când există consumerism, egoism și lași în urmă ceea ce nu mai este folositor la momentul respectiv. Și din păcate acest lucru se poate observa atât relațional cât și în ceea ce privește uh, uh, nu numai relațiile cu Persoane care îți sunt poate îndepărtate sau cunoștințe, din păcate, vedem asta poate să apară și în relația tată-copii, mamă-copii, între soți, chiar și legată de persoane vârstnice care nu mai sunt îngrijite de familiile lor, pentru că am avut cazuri de genul acesta și au apărut și, apropo, de, de situația azilor gloaze, în care familiile pur și simplu au abandonat acele persoane, iar alți oameni au tratat ca și familia, tot ca, ei, da. exact, ca pe o formă de rebut, după care se pot face niște bani, așadar. Nu regăsim dragoste, nu regăsim respect, empatie. nu regăsim empatie, milă, ceea ce, de fapt, Dumnezeu, prin cuvântul Său, trasează ca pe o direcție și ca pe niște trăsături pe care Dumnezeu le manifestă în relația cu omul și se așteaptă ca ele să regăsească și în relațiile dintre semeni. Așa este. Mă uitam în Iacov 2, de la versetul 2 la 4, e acolo, un text despre o cultură, spune apostolul că dacă intră în adunarea voastră un om îmbrăcat bine, cu inel de aur, cu haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înși vă și nu vă faceți voi judecători cu gândurile? Iată că nu-i nimic ca nou sub soare, cum spunea înțeleptul Solomon. Atitudinile acestea se regăseau și așa am și pornit un pic discuția în emisiunea noastră. Dar noi suntem chemați să, arătăm dragoste, așa cum spunea Apostolul Iacov spune în continuare, dar dacă un frate sau o soră sunt lipsiți de hrana de toate zile, sunt goi, Uh, noi avem datoria aceasta nu de a le zice Duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați vă fără să le dăm cele trebuincioase trupului. Uh, și uh, chemarea noastră este alta: de a arăta, cum spuneai, dragostea Domnului Isus Hristos și să nu ținem credința Domnului, spunea Iacov, căutând la fața omului sau fiind influențați de cultura societății noastre de tendințele vremii pentru că astea vin așa și ne virusează într-un fel sau altul. Cred că modul în care tratăm oamenii, și obiectele și animalele, așa cum spuneam, vedem oameni care au avut câini de companie și au iubit o perioadă, i-au dorit, i-au crescut și când s-au plictisit de ei, i-au lăsat liberi să hoinească pe străzi. Cred că pornește de la modul în care avem conceptul acesta despre lume și viață, despre modul în care noi ne raportăm la creația lui Dumnezeu, la ceea ce suntem noi în relația cu Dumnezeu. Și în câteva minute aș vrea un pic să ne uităm la biserică și la uh, modul în care chemată biserica să valorifice ceea ce Dumnezeu deja a valorificat și a dat valoare. Uh, există o afirmație pe care o face teologul Dietrich Bonhoeffer, care spune biserica este biserică atunci când există pentru ceilalți. Și ide da, ideea aceasta, uh, nu o regăsim doar în Noul Testament, unde este uh, naștere biserică la ziua 50.000, ci o regăsim chiar și în, în Vechiul Testament, când Dumnezeu are uh, o serie de porunci și de reglementări care erau total revoluționare pentru vremurile acelea în care am văzut ce se întâmpla cu persoanele vârzice, persoanele copii, bolnavi, chiar și cu străinii cei exploatați, sclavia și așa mai departe, în care cere, spre exemplu, și avem un caz concret în istoria lui Rud, în care ei erau îndemnați, poporul lui Dumnezeu, să nu secere un colț din grâul lor sau din ce grâne aveau și să lase struguri pentru străini și pentru săraci. Adică Dumnezeu privea o echitate socială, privea poporul cu, ca având o responsabilitate socială pentru niște categorii defavorizate. O altă categorie care apare de foarte multe ori, este, apare și în literatura poetică, în psalmi, în literatura profetică, este vorba despre cei să, copiii săraci și despre văduvă și despre orfan. Spre exemplu, dacă ne uităm în psalmul 72, Spune aici cuvântul Dumnezeu că el va face dreptate norociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Iar în Zaharia 7 cu versetul 8 spune cuvântul Domnului așa, înfăptui judecata dreaptă și fiecare să arate bunătate și milă față de semenul său. Și apoi continuă, nu asupriți pe văduvă sau pe orfan, nici pe străin sau pe sărac. Ce înseamnă nu asupriți? Nu îi exploatați. Iar exploatarea apare întotdeauna când există egoism. Vezi a care a fost abolită de-abia în, secolul 9, în începutul secolului XVIII prin demersul lui Wilberforce, un creștin autentic, metodist, care a înțeles că Dumnezeu ne cheamă să găsim în celălalt amprenta divină, prin, prin chipul lui Dumnezeu nou un chip al Dumnezeu care se regăsește indiferent de culoarea pielii, indiferent de etnie, chiar și de capacitate și abilitate fizică și psihică. Adică nu putem să tratăm nicio categorie și niciun om, în orice stare ar fi el, ca ne ca ne având valoare intrinsecă. El nu are valoare pentru ceea ce oferă, ci pentru că Dumnezeu l-a creat și a pus în el viață. Valabil și pentru copilașii mici, după naștere, copiii nenăscuți. Așadar, biserica a continuat ideea aceasta vechi testamentară și rânduiala lui Dumnezeu, manifestată în mod special prin porunca cea mai mare pe care Domnul Iisus Hristos o reia în Noul Testament, ce anume, nu este porunca mai mare decât să-ți iubești aproapele sus și, bineînțeles, pe Dumnezeu cu toată puterea, cu tot cugetul și sufletul tău, dar se manifestă această dragoste față de Dumnezeu într-o relație cu semenul. Dragoste ca și dragostea de sine. Deci, nu egoism, nu exploatare, nu tratarea celuilalt ca pe un rebut, nu tratarea celuilalt ca pe ceva care poate fi util o vreme și apoi să te descotorosești de el. În modul acesta, biserica vine și este într-un demers împotriva culturii. Am putea spune că merge împotriva curentului. Așa cum ai am amintit, a salvat copiii care erau. Abandonați. abandonați. Da? A, a luat persoanele care erau bolnave de ciumă în, în Roma, în timpul Marii Ciumi. A, a luat și a, a instituționalizat persoanele vârstnice care erau cumva renegate și abandonate de către familia lor. Așadar, a, vedem că mărturia Bisericii într-o astfel de societate în care a, nu există rebut, ci există valoare de la începutul vieții și până la sfârșitul ei. Este o mărturie autentică ce schimbă vieți și vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Stimați ascultători, aceasta a fost prima parte a discuției noastre pe tematica Cultura Rebutului. O temă care ar trebui să ne privească pe toți, o temă care este importantă. Nu am apucat să o abordăm în totalitate, de aceea subiectul va fi elaborat și. Abordat în ediția următoare. Sunt Daniel Alexandrescu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare aici, la aceeași oră în aceea zi.